Bun, arată instanță. Solicităm permisiunea de a filma procesul. E de interes public. Doar începutul și sfârșitul ședinței. Ședința la început. Mă rog, camera. Nici măcar n-ați anunțat ce părți, ce dosar e. Deci, v-am spus, închideți locul. Okay. Unica soluție corectă este de a admite plângerea în baza 313 depusă de noi și de a dispune lichidarea încălcărilor admise, de a porni o cauză penală în privința procurorilor, din procurorul raionului Râșcani, Sergiu Raelean, Sergiu Crețu și ofițerul de urmări penală Vasile Bologa și Sergiu Cernicenco. Deci este vorba despre acești colaboratori de poliție care vădit au încălcat legea și trag la răspundere penală avocații pentru faptul, pentru poziția apărării clienților săi. Colegiul penal admite recursul avocatului Belinski Maxim, casează în firea judecătoriei Rășcani de 22 august 2016 și trimite cazul la judecare în aceeași instanță în altul de judecată. Decizia este revocată. Este vorba despre o cauză în care eu cu colegul meu, Vecislav Turcan, am intervenit în decembrie 2012, unde clienții noștri au fost deposedați de către colaborator, la acel moment colaborator de poliție al IP Bălți, având deci, statutul de ofițer, deci deținând gradul de ofițer al poliției criminale și totodată fiind în calitate de locutenent colonel de poliție, deci au deposedat clienții noștri de proprietate, în acest sens falsificând o recipisă din 25 iulie 2009, care de fapt, după ce s-au continuat investigațiile, am aflat că această recipisă nu putea să fi fost întocmită, deoarece persoana care, din numele cărei chipul s-a întocmit recipisa, în acel moment se afla la tratament în spitalul de psihiatrie, secția numărul 7, în perioada 5 iulie 28 iulie 2009, și secția potrivit documentelor medicale și celor relatate de către medici și pacienți, secția nu a părăsit-o. În acest sens ne apare întrebarea. Și plus la toate s-a făcut expertiză grafoscopică prin care s-a constatat cu certitudine că semnătura a fost imitată în recipisă. După cum spune că urmează să fie pornită în asemenea circunstanțe dosare penale potriva avocaților și echipului selecției Răzbereoță, într-așa caz, principala recomandare este pentru Procuratorul General de a angaja specialiști în domeniul dreptului internațional și procurorii urmează să fie instruiți și încă o dată instruiți, deoarece ei nu cunosc standardele internaționale și nu cunosc că avocații urmează să se bucure de o imunitate specială care oferă standardele internaționale la care este parte Republica Moldova. Și dacă procurorii nu cunosc astfel de standarde, cum îi pot activa în procuratură în continuare? Principala concluzie este că, în asemenea circunstanță, dintr-o parte, da, plângerile au fost admise, materialele vor fi reexpediate în judecătoria Râșcani, dar sper că până la finele acestei săptămâni va fi suficient timp pentru Procuratura Generală pentru a totuși a emite a suspenda acest procuror din funcție, este una. Nu numai unul, dar ambii procurori, ofițeri de urmărire penală, deoarece acești oameni nu mai pot continua activitatea în organele de urmărire penală. O să fie un mesaj foarte clar pentru restul societății din Republica Moldova, inclusiv și pentru avocați, un mesaj foarte clar. Dacă lucrați cinstit, lucrați legal, într-așa caz nu veți fi urmăriți. Dacă vă urmăresc, cei care vă urmăresc, ilegal, vor purta răspundere penală așa cum prevede codul penal. Sunt semne vădite că semnătura este falsă, nu putea, persoana nu a fost. Nu a fost acasă, nu a avut posibilitatea să semneze această recipisă. Sunt raporturi de expertiză care demonstrează că semnătura a fost imitată. Și paradoxul este că organul de urmărire penală, în loc să trimit cauza în judecată, pe acest colaborator de poliție, acest organ de urmărire penal pornește dosar penal împotriva avocaților. Pentru că noi numim clienții noștri partea vătămată, pentru că noi spunem hotărâri judecătorească și contractul de vânzare-cumpărare în baza căreia a obținut dreptul de proprietate acest colaborator de poliție este ilegal. Pentru că noi, o numim pe acest colaborator de poliție, am numit-o nu ofițer a poliției criminale, dar ofițer urmăririi penale, ofițer de urmărire penală, pentru că noi declarăm că clientul nostru nu a avut posibilitatea, nu a avut calitatea procesuală necesară pentru a contesta în civil această tranzacție. Pentru că așa și este. El a contestat doar cu revizuire, cu cerere de revizuire, dar revizuirea nu este o cale de contestare, este o cale de retractare a hotărârii de hotărâri. Și până în final, sunt o sumedenie de acte, atât legislația națională, articolul 26, alineatul 4 din Constituția Republicii Moldova a fost încălcat, articolul 52 din legea privind la avocatură a fost încălcat. În cazul de față sunt principiile de bază adoptate de Organizația Națiunilor Unite cu privire la rolul juriștilor în cauze penale și civile.
punctul 19 în acest, din acest, acest principiu spune clar că avocații nu pot beneficia de imunitatea pledoriei și de imunitatea penală și civilă pentru pledoriile sale susținute în formă scrisă și verbală.